Bună ziua, drăguții mei, și bine v-am regăsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare fantastică, frumoasă, ca de fiecare dată, în care, dragii mei, vreau să văd care este situația cu această persoană. Ce face, ce gândește, ce vrea de la dumneavoastră, ce o să fie mai departe, pentru că simt aici că foarte mulți încă așteptați răspunsuri, împăcări, etc. Dragii mei, ca de obicei, este o etalare generală, nu o să rezoneze toată lumea, sper să rezonați cât mai mult, sper să fie cât mai multă lume mulțumită de ceea ce vom vedea împreună. Cu siguranță un mesaj, un gând bun veți găsi, pentru că e clar că pentru asta facem aceste etalări, ca dumneavoastră să găsiți niște soluții și să vă poată ajuta în alegerile personale. Dragii mei, vom începe cu îngerii de data asta. Am invitat îngerașii astăzi ca și energii, ca să vedem care este sfatul lor pentru dumneavoastră. Moment în care am să mulțumesc tuturor celor care mi-au scris părerile, aprecierile, gândurile frumoase, tot ceea ce îmi scrieți, dragii mei, complimentele. Vă iubesc mult de tot și eu. Nu pot răspunde la fiecare în parte, dar credeți-mă că citesc toate comentariile și vă dau o inimioare, cel puțin, sau un like. Și vă mulțumesc că sunteți de fiecare dată lângă mine. Cei care doresc etalări personale au aici numărul pe măsuță, la fel în descrierea acestui video aveți telefonul, e-mailul, oricând unuați, apun telefon când aveți nevoie strict pentru situația de suflet pentru dumneavoastră. Drăguții mei, haideți să vedem ce ne spun îngerașii astăzi. Începem cu îngerașul Camael, care zice aici că tu ai nevoie de valoare, de putere, că ți se face justiție în ceva și asta pentru că tu te-ai autodisciplinat, pentru că tu ți-ai așezat gândurile în ordine. Este clar, dragii mei, că pentru foarte mulți, în viața asta ne este greu să ajungem la un anumit nivel fără să trecem prin niște experiențe dureroase. Poate că de multe ori fix aceste lucruri ni se pun în cale ca să scoatem din noi acea energie și acea putere prin care să arătăm că putem trece de ele mai departe. Cred că este vorba exact de acea valoare și de putere pe care acest înger o spune în acest moment către dumneavoastră, de justiția care ați primit-o, pentru că dacă n-ați primit-o, veți primi o justiție corectă, dragii mei, și vi se va face dreptate în ceva foarte curând. Este meritul dumneavoastră, pentru că autodisciplina este cel mai important lucru, dragii mei, atunci când suntem conștienți de cum trebuie să facem lucrurile, ce e bine, ce e rău sau ce avem nevoie să schimbăm în noi. Și așa cum am spus de fiecare dată, chiar dacă risc să mă repet, dragii mei, în etalările mele, am să spun că orice schimbare în viața asta începe cu dumneavoastră, da? Odată ce schimbăm interiorul, odată ce schimbăm percepția, cum vedem lumea, cum vedem oamenii, pentru că atunci când te uiți către cineva, tu poate nu vezi persoana așa cum e, ci o vezi prin ochii tăi, prin experiențele tale, prin ceea ce ai trăit tu, prin cum te raportezi tu la viață. Deci e bine să fim corect și juști și să dăm și celorlalți dreptul să spună cuvântul și să facă pentru noi mai multe lucruri bune, evident în momentul în care este cazul. Deci aveți această energie foarte frumoasă de la acest înger Camael. Mergem mai departe cu următorul îngeraș. Avem aici îngerașul Sahakiel, care spune că te-a ajutat foarte tare sau te va ajuta foarte tare în perioada următoare să pui niște limite, să-ți păstrezi simțul realității, să poți să te iei după ceea ce te ghidează oamenii, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni, dragii mei, dar nu neapărat oameni, cât trăirile tale, comunicarea ta interioară, faptul că trăiești poate în astral, ai foarte multă telepatie, multă intuiție, vocea interioară, copilul interior, toate aceste lucruri sunt ghidări, inclusiv faptul că poți merge la un duhovnic, la biserică sau la cineva care să te ajute cu o vibrație foarte înaltă. Deci faptul că dumneavoastră veți pune niște limite și vă veți înfige foarte bine cu picioarele în realitate este un lucru foarte bun, pentru că, dragii mei, în acel moment în care controlăm ce ni se întâmplă și punem limite față de ceilalți, evident, limitele nu le vom pune niciodată pentru lucruri bune, ci le vom pune pentru ceea ce ceilalți încearcă să facă rău cu noi, da? Gen să profite de noi, să ne manipuleze, să obțină de la noi lucruri care nu se cuvin, să ne facă să facem ce vor ei, să încerce să ne schimbe forțat, să abuzeze de sufletul nostru, da? Deci aceste limite trebuie puse. Nu mai spun de cele fizice, nu e cazul să dau exemple, dar, dragii mei, nu stați lângă persoane care se poartă urât cu dumneavoastră, care scot cei mai rău din ele atunci când sunt în prezența ta. Pentru că e clar că acolo energiile se lovesc una de alta, nu este persoana potrivită, nu este cineva cu care tu să vibrezi și să poți să mergi mai departe pe același drum, pentru că e clar că sunt lucruri diferite sau acea persoană are nevoie de liniște, are nevoie să-și găsească pacea în altă parte, are poate chiar nevoie de un psiholog sau mai rău. Deci îndepărtați-vă de tot ceea ce înseamnă toxicitate sau persoane care vă chinuie, de egal că este psihologic sau fizic. Drăguții mei, mergem la ultima energie, îngerașul Sandalfon, care spune așa că rugăciunile tale, meditațiile tale și călătoria ta spirituală este ceea ce te va ajuta foarte tare, te vor ajuta toate aceste lucruri în perioada următoare.
Și, dragii mei, evident că atunci când ne rugăm, atunci când medităm, atunci când suntem noi cu noi, atunci când stăm în liniște, atunci când ne scoatem partea de umbră la lumină, atunci când vrem să fim autentici și adevărați, este fix acel moment în care trebuie să ne curățăm pe interior. Acel moment în care, prin meditație, prin rugăciune, prin apropierea de Dumnezeu, apropierea de spiritul tău, de esența vieții, de întrebările acelea care nu ne dau niciodată liniște despre existență, este momentul să le faceți, dragii mei, pentru că e clar că aici vă vor aduce eu zic că mai mult decât bucurie, o să vă aduc aici o liniște sufletească extraordinară, poate veniți după perioade foarte agitate și lucrurile acestea vă vor ajuta să vă găsiți calm în mijlocul furtunii sau, cum spuneam eu, să vă echilibrați total, da? Deci sunt niște îngerași care, prin energiile care vi le-au comunicat, dragii mei, și care trebuie să se aplice în perioada următoare, sunt lucruri foarte frumoase. Lucruri care, evident, or să vă ajute. Acum fiecare le luați ca atare și le aplicați în măsura în care dumneavoastră puteți vă ajute și aveți nevoie de ele. Nu este nevoie să facem nimic din ceea ce nu vrem, dragii mei. Lucrurile în viața asta nu trebuie să făcute cu forța. De altfel, era zicala aceea: vreau ca tu să faci ceea ce eu nu trebuie să-și cer. Adică în momentul în care ceva trebuie să vină de la cineva către tine, vine automat, natural, nu forțat, nu să-l ceri tu, nu să-l impui tu ca acea persoană să ți-l dea. Este cel mai frumos să dăruiești necondiționat. Deci cred că asta este de fapt și esența acelei iubiri de care vorbește și Biblia, acelei iubiri care trebuie să existe între soții, acelei iubiri care există față de aproapele nostru. Deci e clar că sunt niște cuvinte foarte frumoase, niște lucruri care ne ajută foarte tare în viața asta. Drăguții mei, ca și semne avem Capricorn, avem Berbec, avem Taur, avem Săgetător, avem Leu, avem iarăși Capricorn, avem Pești, dragii mei, avem o Balanță, Fecioară, Pești, Gemeni, Berbec și cam atât. Bun, stați așa că le ridicăm un pic mai sus ca să se vadă. Important e ca și noi să le vedeți și, evident, să vi le povestesc și eu așa cum le văd ca energie. M-am zis, nu facem aici citiri de tarot la modul, luăm fiecare carte și o interpretăm, pentru că, în fond, energiile totale și așa cum vin cărțile în ordine sunt ceea ce ne dă adevărata poveste. Bun, drăguții mei, haideți să vedem ce se întâmplă cu persoana asta, ce trebuie să știi tu, care sunt lucrurile din viața acestei persoane de care tu trebuie să ai cunoștință acum pentru ca lucrurile între voi să funcționeze sau lucrurile între voi să meargă mai bine. Pentru foarte mulți aici ați convinsă că sunteți în pauză, în tăcere sau poate nu mai știți nimic de persoana aceea, dar mai așteptați aici un ceva. Un ceva care poate să fie foarte important pentru viețile noastre, pentru că și atunci când închidem capitole, dragii mei, și e vorba de închiderea de capitole la modul frumos, dacă e posibil, e bine să nu rămânem cu regrete de la nimic. Bun, drăguții mei drăguți, haideți să vedem ce ne spun astăzi cărțile. Dragii mei, eu văd aici că cineva n-a vrut să vadă adevărul, deși îl știa, pentru că a fost o mare, mare, mare iubire aici care s-a dus singură la gară. Da? Este vorba aici de un turn, e vorba de ceva care, în energia care vine după, văd că tu te-ai săturat să stai cu o persoană care nici nu te lăsa, nici nu te vroia. Nici nu stătea pe loc, nici nu stătea doar cu tine, nici nu te încurca prea tare, dar nici nu spunea nu te mai vreau. Și cred că pentru foarte mulți, dragii mei, această energie de on și off, de acum te vreau, acum nu, acum vorbim, acum dispar 3-4 săptămâni, stai cu am și pe ailaltă, stai că l-am și pe celălalt, stai că copiii, calul, purcelul, firma, banii, etc. Eu cred că ați dat peste o persoană care, dragii mei, într-adevăr, deși vă iubeați într-o formă frumoasă amândoi, e clar că e o persoană care, deși îndrăgostită de tine, nu a știut să facă lucrurile pentru tine sau nu a știut să facă lucrurile ca între dumneavoastră să funcționeze ceva foarte fain. Văd aici că a fost o situație cruntă care trebuie automat să fie dărâmată din temelii, pentru că nu a fost întemeiată nici la momentul potrivit și nici cu persoana potrivită. Asta pentru că dumneavoastră la momentul aproape că ați gândit cu inima, nu ați gândit cu mintea, v-ați lăsat dus de val, vi s-a părut wow, ce minunat, ce frumos, ce atracție, ce facem, ce bine gândim, ce frumos ne simțim, lui plac cireșele și mie, hai să mergem la mare, hai pe cai amândoi, poate ți-e nu-ți plăcea marea, dar de dragul lui ce nu făceai, hai să mâncăm împreună nu știu unde, că uite mie îmi plac lucrurile alea, deci oricum văd aici că v-ați dat pe brazdă după cineva doar ca să îl impresionați în sensul bun, așa cum facem toți când ne îndrăgostim, dragii mei, deși poate persoana asta era un pic excentric, era un pic narcisistă, era un pic se iubea pe el, pe ea, dar tu ai vrut-o atât de mult încât ai făcut multe, 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 multe sacrificii ca să pui această persoană pe un pedestal.
E ok până aici, doar că chestia asta cu pedestalul, dragii mei, uneori lumea și-o ia în cap și cred că asta a făcut și persoana asta, dă-i nasul lui Ivan și să suie pe divan, pentru că văd aici că dintr-o dată s-a văzut atât de sus și atât de bine, încât n-a mai știut să se poarte frumos cu tine, n-a mai știut să ajungă la nivelul acelei iubiri transcendentale, acelei iubiri sincere din suflet, adică a fost ceva de genul, stau cu tine pentru că mă plimbi, pentru că îmi dai bani, pentru că mă scoți în oraș, pentru că facem lucruri frumoase, pentru că îmi faci cadouri, pentru că eu cu tine sau eu de la tine iau energia de care am nevoie. Nu e vorba numai de bani, e vorba și de energia pe care această persoană, dragii mei, v-a mâncat-o la propriu, da? Adică se hrănea din dumneavoastră, nu e neapărat un vampirism energetic, cât ideea de că și-a permis să facă orice atâta timp cât a simțit că dumneavoastră o iubiți sau îl iubiți ca un nebun. Eu cred că sunteți foarte dezamăgiți și nu va veni să credeți în momentul în care ați vrut să vedeți fața adevărată acestei persoane, în momentul în care ați vrut să-l faceți sau să o faceți să înțeleagă, dragii mei, că ceea ce face altora ți se întâmplă și ție, că suferința asta pe care ți-o dă nu este ceea ce meriți, că te-a lăsat la pământ, că a plecat pentru orice motiv în altă parte, pentru o zonă de confort, că ceea ce trăiește cu celălalt sau cu cealaltă nu era ok pentru că trebuia să respecte iubirea dintre voi, mai ales cei care sunteți în trio. Te-a ținut ascuns, cum se zice, în dulap, nu vrea să vorbească despre voi, parcă se și rușina să se afișeze sau n-a vrut niciodată să distrugă cealaltă parte. Cealaltă parte însemnând orice. Familia politică, persoanele care nu trebuiau să știe de voi, o fostă, o actuală, de egal, oricum, pe tine întotdeauna te-a pus pe locul doi aici și de câte ori își cereai drepturile, parcă te și repezea, da? Adică la modul spunea, hai, ai răbdare, mai dă-mi o șansă, nu se poate nimic acum, cerea timp și timp și timp. Iată că, dragii mei, timpul ăsta este, din păcate, zic eu, chiar mai important decât banii în viața asta, pentru că banii mai pierzi, mai faci, îi mai recuperezi, cum se spune, mai dai peste cap și undeva acolo îi pui la loc. Sau sunt niște pierderi care, în fine, fiind resurse, sunt resurse, că banii astea sunt. Dar în momentul în care tu pierzi ani din viață, pierzi luni din viață, să convingi pe cineva cât ești tu de bun și de frumos și de mărinimos și persoana aia nu dă 2 lei pe relația cu tine pentru că îi se pare că îi se cuvine tot sau că persoana aceea stă cu tine o perioadă, folosește conjunctura cu tine după care pleacă la altcineva sau te lasă fix cu ochii în soare când ai nevoie de el sau de ea, dragii mei, asta nu e dreptate față de dumneavoastră. Asta nu e dreptate, nu e corectitudine, e ca și cum singur te-ai băgat într-un, nu știu, într-un, haideți să dăm un exemplu, te-ai închis într-o cutie și ai spus că nu ești de acolo decât când persoana aia vrea să pună cheița. Deci pentru mulți aici simt că v-ați dat în spate pe dumneavoastră și ați făcut niște lucruri care niciodată nu le făcuseți până atunci, nici măcar în relațiile anterioare. De ce? Pentru că într-adevăr această persoană parcă v-a pălit. Când zic că v-a pălit dragostea, nu că v-a pălit persoana. Și eu cred că dumneavoastră ați vrut să faceți să funcționeze indiferent de câte sacrificii, indiferent de cât timp trebuia să așteptați după acest om, după acest el sau ea. Iată însă că timpul nu e în favoarea noastră și despre asta începusem să vorbesc și văd aici, dragii mei, că acum foarte mult sunteți supărați când observați că timpul, ani, lunile, etc. au trecut pe lângă dumneavoastră și persoana asta unde este? Dacă stai să te gândești în profuzime, ai ajuns din nou în punctul 0. Deci în loc să te urci la etajul 1, să continui următoarea etapă, să fie mai mult, mai frumos și mai bine, este mai... Stai să vedem ce facem, că încă el, ea nu s-au hotărât. Nu au plecat de acolo, n-au lăsat pe altcineva în spate, nu s-au despărțit de a treia energie, încă îi fac azi lui mama lui tata, nu vor să lase un serviciu la distanță, nu vor să lase banii, firma, stai că copiii, stai că... Deci toate scuzele acestea pe care persoana asta le pune, de fapt ție ți-a mâncat timp din viață și energie. Eu la asta mă refer și este mai dureros decât orice pierdere de bani. Dragii mei, înțeleg aici că mulți au avut situații de familie și asta pot să înțeleg că este, asta e un eșec. Până la urmă au încercat să scape de acolo, să plece, să facă schimbări, să divorțeze, să nu știu, orice situație poate să fie validă, dumneavoastră luați doar ceea ce vă rezonează. Însă văd aici că acest om nu a lăsat tot în spate, nu i-a apăsat că tu plângeai, nu i-a apăsat că tu așteptai și văd că pentru dumneavoastră aici s-a oprit. S-a oprit această relație, s-a oprit această conexiune, pentru că persoana asta a tăiat, parcă și-a tăiat singur, cum se spune, craca de sub picior. Eu cred că această persoană ar vrea să se redeschidă sau să-și redeschidă un drum către tine. Că e clar aici că în suferință și nebunia ați stat amândoi. Și asta pentru că și persoana asta, deși părea, eu nu fac nimic, eu nu mă îndrăgostesc, eu sunt Gigi Duru, în final se pare că această persoană a pus și ea suflet, pentru că nu e chiar atât de dură, de rece și de indiferent așa cum părea. Sau nu este, chiar dacă este narcisist, este o persoană care totuși, dragii mei, aici văd că a avut ceva sentimente. Adică nu e că chiar nu i-a păsat de tine și doar te-a folosit și atât. Nu. Doar
Doar că omul ăsta, cum fac mulți, dragii mei, când nu știu încotro să o ia, în loc să ceară sfaturi cui trebuie, au cerut sfaturi cui nu trebuie. Și eu cred aici că a avut multe întrebări interioare, multe frământări această persoană, intuiția nu l-a ajutat, n-a ajutat-o și a dat cu piciorul la relația cu tine. Însă ceea ce vine de la acest om, văd acum, după ce ați închis un capitol, după ce ați lăsat lucruri în urmă, după ce ați spus eu așa nu mai pot, nu mai vreau și nu mai suport și este clar că dumneavoastră erați la capătul răbdărilor, da, la capătul răbdării, eu cred că persoana asta într-adevăr a văzut că așa nu se mai poate, că tu n-ai să mai stai pe loc, că n-ai să ai mai oferi a cincea șanse, cred că ați mai dat vreo trei între timp și că în final o să faci lucrurile atunci când și persoana asta mișcă cu adevărat ceva. Ce înseamnă că mișcă ceva? E să facă lucrurile bine față de tine, să se detașeze de toate celelalte persoane care nu îl ajută cu nimica. Dacă are o, nu știu, o fostă familie, să lase lucrurile bine cu copiii, cu ce trebuie și să lase lucrurile clare, eu sau celălalt sau cealaltă. Dacă a avut un proces, dacă a avut niște probleme cu banii, cu judecata, cu orice. Dragii mei, totul se rezolvă în momentul în care tu îți dorești asta, când tu implici persoana de lângă tine. Dar dacă pe tine te-a ținut la distanță și a rezolvat totul cu ceilalți, e clar că n-ai fost foarte important sau importantă pentru el sau pentru ea. Eu cred aici că această persoană astăzi, pentru că e clar că și această persoană nu a fost bine după ce tu ai dat spatele acestei relații, v-ați certa, v-ați aruncat vorbe grele, v-ați blocat pe aici, pe internet, pe lângă internet, fiecare pe unde comentați, vorbeați, sau poate chiar față în față i-ai închis ușa, i-ai luat cheile, i-ai pus hainele în niște sacoșe sau poate ți le-a pus el ție, în fine, este o paranteză, dragii mei, nu e musai, trebuie să fie așa. Eu cred că această persoană, în final, se simte singur, se simte singur și singură, pentru că își dă seama că în final toată iubirea aia care tu o purtai, toată considerația pe care tu i-ai dat-o, tot ceea ce ai făcut pentru această persoană nu mai găsește în altă parte. Și că, da, se consideră nedemn de iubirea dumneavoastră, pentru că eu cred aici că prin prisma unor lucruri întâmplate în ultima perioadă, și credeți-mă că persoana asta a dat și ea peste niște praguri, peste niște obstacole, are aici greutăți cu ceva, poate cineva îi cere prea mult, poate că nu i-au ieșit lucrurile așa cum trebuiau, poate nu i-au venit răspunsurile pozitive de la tribunal sau aici e cineva care încă dă cu el sau cu ea de pământ în stânga și în dreapta. Nu mă refer la dumneavoastră, ci mă refer la foste perechi, la alte situații pe care le are sau la o situație financiară, da? E clar că această persoană acum își dă seama că între voi doi este un lucru extraordinar foarte frumos și că, da, acum când s-a lovit cu fața de pământ cu adevărat, vede că această lovitură, dragii mei, este ceea ce trebuia să-l trezească sau să o trezească la realitate. Pentru că văd aici că își pregătește venirea către tine, își pregătește acel speech, acea conversație, acea idee de a-ți povesti cât de important erai sau important erai pentru el sau pentru ea și că n-a știut să facă lucrurile bine. Pentru că între timp, dragii mei, văd că persoana asta, într-adevăr, pune la cale o reparație a relației, va trebui să facă o alegere și știe că dacă nu faci alegerea asta cu tine, va fi time out, va fi la revedere, va fi pentru totdeauna nu te mai vreau, nu te mai aștept, s-a terminat. Adică simte în acest moment că această realitate sau are simțul realității, mai bine spus, îi se clarifică toate aceste lucrurile pentru că sunteți o persoană în suferință, sunteți o persoană suferindă, sunteți o persoană care ați dat tot și ați cerut puțin. Aș ceru măcar să fiți fericiți, să nu fiți mințiți, să nu fiți trădați și persoana asta nici măcar minimul acela de respect la un moment dat nu vi l-a mai arătat. Cred că a luat-o ca atare și a luat lumea în cap, cum am spus, pentru că s-a gândit, dragii mei, că orice ar face, oricum ar face, tu nu ai puterea să închizi o ușă, să închizi un telefon, să nu-i mai vorbești vreodată, să nu-i mai dai mesaje, să nu fii lângă el sau ea atunci când te sunau și te chemau la ananghie. Poate că chiar ați fost lângă ei știind că sunt alte persoane între amândoi și ați avut acea putere extraordinară să iubiți acest om chiar și de la distanță, făcând sacrificii și făcând lucruri care probabil că nimeni nu le-ar fi făcut în locul dumneavoastră decât dumneavoastră. E clar că tu ai nevoie de siguranță, ai nevoie de liniște. Eu cred că această persoană clar are niște amintiri despre dumneavoastră. Își închipui aici poate acele momente bune care le-ați avut în trecut și eu cred aici că e clar că poate tăiase legătura cu amintirile sale sau cu acea sursă care îl făcea să se simtă bine, s-a îndepărtat de tine, s-a înstrăinat, dar asta, dragii mei, face ca toate aceste efecte și această căzătură a acestei persoane, într-adevăr, să îl ajute să tragă niște concluzii finale. Pentru că eu cred aici, când dumneavoastră v-ați simțit împăcat cu ceea ce ați făcut și ați fost pentru această persoană, doar că această persoană trebuia să-și accepte situația,
să meargă mai departe pe același drum cu tine, să renunțe la persoane toxice și să lase acele lucruri dureroase care în trecut au făcut să vă despărțiți. Da? Eu cred aici că ați avut o listă întreagă de nu mai vreau să faci lucrul ăla, nu mai vreau să te duci acolo, nu mai vreau să vorbești acel lucru și persoana asta i-a intrat pe oreche și a ieșit pe alta. Da? Se credea ea acolo, ea taie, ea spânzură, nu trebuie să-i dea nimeni sfaturi, nu e încă nimeni, nu s-a născut nimeni care să-i dea ordine, etc. Da? Eu cred că ați avut aici de-a face clar cu o persoană destul de dură, o persoană care a avut traume din copilărie, o persoană care poate niciodată n-a acceptat sfaturile celorlalți decât când a fost prea târziu. Eu cred clar că pe această persoană acum o scoate din sărite faptul că tu nu te mai poți lăsa influențat de el sau de ea, că nu te mai poate manipula, că nu mai poate să facă din sufletul tău ce făcea înainte. Își dă seama că e prins într-o capcană pentru că, da, tu nu mai ai timp să consumi, nu mai ai lacrimi de vărsat și atunci ori este totul acum, ori nu mai este nimic niciodată. Văd aici că va veni acea, dragii mei, acea alegere și o alegere, uitați-vă și noastră la dublu, da? Avem aici și îndrăgostiții și spânzuratul. O cruce de drumuri, o decizie foarte dură, o decizie în care trebuie să faci acum sau deloc, adică nu mai este el drum de întoarcere, nu se mai dau termeni la modul stai că mai amânăm, da? Deci chestia cu amânat, uitați-o, pentru că eu văd aici că dumneavoastră vă doriți împăcarea, dar nu mai vreți să amânați nimica, nu mai puteți sta pe loc și cu riscul despărțirii o mare parte dintre dumneavoastră cred aici că ori așteptați o întoarcere totală și o solidificare a poveștii dumneavoastră cu acest om, ori fiecare pe drumul lui, da? Pentru că e clar că simțiți foarte intens, foarte profund, iar lipsa ta se pare că a fost un lucru catastrofal pentru acest om. În final s-a simțit împins, nu știu, parcă la capătul lumii, nu s-a mai simțit iubit, nu i s-a mai dat compasiune, nu s-a mai dat bucurie. Această persoană când nu te are lângă el sau lângă ea, într-adevăr se simte sărac, dragii mei. Iar dumneavoastră ați creat chestia asta în sufletul lui pentru că atunci când ați dat tot și ați arătat cât de mult îl iubiți, de fapt ați deschis sufletul acestei persoane care era închis ca un safe, da? Deci dumneavoastră în final ați ajuns la inima sa, pentru că puține persoane au ajuns la inima sa în viața asta și pentru puține persoane acest om a făcut schimbări. Iată că eu văd că vrea să te includă în planurile sale, în viața sa și spun asta, dragii mei, pentru că își dorește aici să fiți o familie, își dorește fericire, știe că ai un rol special în viața sa, știe că problemele au fost din partea sa, știe că trebuie să înțeleagă unde s-a greșit și cum s-a manifestat, face o analiză clară a relației, pentru că este acel moment când stăm și ne gândim profund la ce facem mai departe. Nu suntem supărați, suntem clari, suntem sinceri și vrem să facem lucrurile bine, da? Deci eu aici văd că e momentul, dragii mei, pentru a ajunge la această fericire. Clar, acest om aici văd că are intenții bune. Avem un 10 de cupe, care asta înseamnă reparația unei relații, o structură stabilă, profunzime, ideea de familie, de schimbare, de bine, de frumos, da? Eu cred că are niște procese de conștiință maximă. Și, dragii mei, acest proces de conștiință maximă pe care l-are persoana asta l-a adus de la divinitate și pe bună dreptate ți se iau niște greutăți din piept, pentru că eu cred că această persoană, într-adevăr, va avea o comportare rațională. Poate că în ultimul moment, al 12-lea ceas, acest om îți arată că te poți baza pe el, pe faptele lui, că în acest moment mintea ta este un foarte bun aliat, că deși ai gânduri pasionale sau te simți încă înfocat sau încă atras, planifici, dragul meu, draga mea, un drum serios. Și văd aici că veți avea mulți, sper să rezoneze cu cât mai mulți, poate nu să rezoneze cu toți, că veți sărbători sau veți avea ceva ce veți sărbători în perioada următoare, pentru că această persoană, într-adevăr, progresează. Relația începe să câștige un loc important în fața oamenilor, în mintea acestei persoane, se face foarte multă lumină, un conflict se rezolvă, da? Tot ceea ce a stat între voi până acum se dezgheață, se deblochează. Eu cred că vor fi evenimente foarte frumoase și, dragii mei, trec toate acele piedici care până acum nu v-au lăsat să fiți într-un plan serios de loialitate, de fidelitate sau de sinceritate, cum vreți să-l vezi, și parcă această carte cu 10 de cupe spune că această persoană ar vrea să zică: în final sunt aici pentru tine, contează cu inima mea, vreau să fim într-adevăr fericiți. Deci foarte frumoasă etalarea, nu sunt deloc lucruri rele despre această persoană, așa că, drăguții mei, sper că vi s-au dat mai multe răspunsuri decât poate ați fi avut nevoie în sensul bun și că această persoană, într-adevăr, are gândul să repare și să facă niște lucruri bine. Haideți să vedem care sunt literele pentru astăzi. Să știți că am să lucrez cu ambele litere, și cele mari și cele mici, că a spus cineva ieri că nu se vedeau foarte bine cele mici, dar să știți că și acele mici sunt foarte faine pentru că ies mult mai multe și atunci avem posibilitatea să avem mai multe inițiale pentru cele care v-ați gândit. Dar eu n-am nicio problemă, dragii mei, mă adaptez la ce vor oamenii care mă iubesc și care sunt cu mine pe acest canal, așa că dacă asta vă ajută, nicio problemă, le lăsăm pe astea mai mari.
Drăguții mei, ca literă avem L, avem C, avem O, avem Q, avem R, avem P, dragii mei, avem M, litera C, mai ești odată, iertați-mă, litera A, litera P, iertați-mă, litera T, litera E și litera U, pentru că restul se repetă. Care se repetă, le pun aici mai jos, ca dumneavoastră să le vedeți. Bun, nicio problemă, vom folosi pe rând și literele mari și literele mici, ca să mulțumim pe toată lumea. Așa. Bun, drăguții mei, dacă v-a plăcut, eu mă bucur. Dacă doriți ateliere personale, vă aștept oricând. Puneți mâna pe telefon și sunați ca să vedeți exact ce se întâmplă cu persoana de lângă dumneavoastră, pentru că clar, în etalarea personală se văd mult mai multe lucruri decât acum aici, în cea generală. Nu e problemă, când aveți nevoie, sunt aici pentru dumneavoastră, nu e niciun fel de obligație. Abonați-vă cei care n-ați făcut-o, mulțumesc cei care ați făcut-o. Comentarii, tot ce doriți dumneavoastră să-mi scrieți, vă aștept cu draca de fiecare dată, le citesc cu mare interes. Schimbăm tot ce trebuie ca dumneavoastră să fiți fericiți și ne revedem cu drag data viitoare. Vă pup! Pa, pa!